Salutare, Paul sunt și începe a doua etapă a transformării, și anume Fit 15 se poate vedea, pachetul a sosit, așa că de mâine sunt pregătit să încep programul. Ce să vă spun despre Fit 15, este pentru prima dată când îl țin, nu l-am mai ținut până acum, așa că este o premieră și pentru mine. Însă am anumite așteptări de la acest program și anume preconizez că voi slăbi minim 6 kg în următoarele 15 zile. Aceasta este limita minimă pe care mi-am setat-o. Evident, este posibil să reușesc mai mult, dar îmi doresc minim atât. Și pe lângă kilogramele pierdute, mă aștept să obțin o tonifiere a întregului corp, o definire a musculaturii, o rezistență mai mare la efort și toate acestea combinate cu atenția pe care o voi acorda la ceea ce voi mânca, la dietă, va rezulta o sănătate mai bună. Da, cam asta ar fi pe scurt despre ce este Fit 15. Acum, ce conține acest pachet? Cam același lucru ce regăsim și în pachetul Clean 9, și anume avem două geluri aloe vera. Eu am ales și de această dată gelul pur. Avem de asemenea shake-ul pe care la fel l-am ales cu aromă de vanilie. Avem pachetelul cu suplimente. Vedeți că este desfăcut, m-am uitat în el. Aici avem prima diferență față de Clean 9, și anume capsulele de Garcinia Plus și Forever Term sunt împachetate în acest mod. Aceasta este doza pentru o zi de clean. Și mai avem pliculețele de fibre, foarte necesare în timpul programului, pentru că acestea taie senzația de foame, pe lângă aportul pe care ni-l aduc din punct de vedere nutritiv. Deci, suntem pregătiți, sau eu sunt pregătit să încep acest program și să vedem dacă reușesc să obțin rezultatele pe care mi le-am propus. Rămâneți și urmăriți-mă! Salutare, ce faceți voi? Eu sunt în a treia zi de fit și
și după cum vedeți sunt afară la alergat, iar de această dată am vrut să vă arăt cam ce priveliște am eu atunci când alerg. Să întorc camera și aceștia sunt munții Pădurea Neagră, munții de unde izvorăște Dunărea. Este foarte frumos să alergi și să ai în fața ochilor așa un peisaj. Și magie, peisajul a dispărut. Așa arată locul unde locuim noi pe timp de iarnă. Ei, bună dimineața, bună dimineața. Afară ninge din nou, este destul de frig. Dar, după cum vedeți, nu stau în casă și am ieșit la încă o tură de alergat. Așa că îi dau drumul ca să mă încălzesc. Salut! Noroc! Noroc! Mai dă o dată, mai dă noroc! Hei, și iată m-a ajuns la finalul celor 15 zile în care am făcut programul FIT. Și ce să vă spun, mă simt foarte bine după aceste două săptămâni, pot să le spun. Nu v-am mai arătat chiar toți pașii pe care am făcut, deoarece mulți dintre ei se aseamănă cu cei de la Clean 9 și după cum ați văzut, v-am făcut atunci un video mai detaliat în care am arătat rutina mea, ca să spun așa, și de această dată am zis că nu este necesar să reiau aceleași procede și să vă arăt din nou același lucru, pentru că în mare parte am făcut cam
același lucru, cu mici diferențe, și de aceea am preferat să vă arăt acum doar ceea ce am făcut diferit față de Clean 9, suplimentele fiind aproape aceleași, doar dozajul s-a schimbat puțin. Așa că să trecem la partea poate cea mai așteptată de către voi, și anume să vă spun ce rezultate am obținut. Deși atunci când am început acest program am zis că mi-am setat ca obiectiv să slăbesc cel puțin 6 kg, deoarece atât reușisem cu Clean 9, cumva nu am luat în calcul că în cele 9 zile în care am ținut Clean-ul am eliminat și o mare parte din apă, nu doar grăsime, și am crezut că în acest program sau în acest interval de timp de 15 zile voi reuși să slăbesc măcar 6 kg sau mai mult. Nu a fost chiar așa. Am reușit să slăbesc neoficial 4 kg, dar în două dintre zile am mâncat ceva mai multe calorii decât este prevăzut și lucrul acesta s-a văzut pe cântar, așa că în mod oficial, în ultima zi de clean sau prima zi după ce s-a terminat clean-ul, am avut slăbite în total 2,2 kg. Adunate cu cele 5,9 de la clean sunt 8,1, să zic așa, 8 kg în 24 de zile este totuși un rezultat foarte bun pentru mine. Sunt mulțumit cu acest lucru și mai mult decât atât, sunt mulțumit de faptul că nu am pus înapoi după ce am încheiat aceste două programe. Nu a apărut acel efect yo-yo de care toată lumea sau marea majoritate se tem că va apărea. Într-adevăr, acest efect poate apărea, este în mod natural să apară, dar de asemenea îl putem controla dacă noi ne menținem oarecum acest ritm de viață pe care l-am învățat în cele două programe și nu exagerăm cu calorile pe care le consumăm. Încercăm să mai facem din când în când puțină mișcare, chiar dacă nu reușim zilnic, și atunci greutatea pe care am reușit să o atingem va rămâne cam aceeași plus minus un kilogram, să zic așa. Astea fiind spuse, sper că acest video v-a ajutat. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți astfel de videouri informative sau așa, nici nu știu exact la ce categorie să-l încadrez. Ideea este că dacă vă doriți să fac în continuare astfel de videouri, puteți să mă lăsați chestia asta în mesaje, mă ajută foarte mult, mă motivează și pe viitor probabil o să vă mai arăt și alte tehnici de a slăbi, de a vă tonifia musculatura, de a obține o formă cât mai aproape de cea pe care vă doriți, un stil de viață mai sănătos și așa mai departe. Vă salut și ne vedem în
celelalte videouri.